Maria Serafima, din clasa 6. Maria Serafima. Emilia Dumitrescu. De la Mircea sunt Imbreanu. Bravo, bravo, Andrei. Tot din București, Robert Constantin, tot de la, da? Tot de la voi, Marius Enescu. Nu știu, da. Mulțumesc. Tot de la Râmnic, Loredana Vișan. Trupa de teatru Impact, școala gimnazială Buda Arefov. Felicitări. Și cine a fost Toma Caragiale ăsta, nu? Toma Caragiale. Bravo, bravo. Premiul al treilea, Grigore Vasiliu Birlic. Știți cine a fost Birlic? Da. Bravo. Ia mă să-l voce. Ce voce, interesantă. Bravo, bravo. Bravo. Cum făcea motelul ăla. Trupa de teatru Ragazza del Sole, nu? Așa Radio e? Di Sole. Radio. Aici. Ia tradu-mă, frate. Ce înseamnă asta, Radio di Sole? Ce? Roză de soare. Bravo. Roză de soare. Păi românește nu găsați una, hai. Premiul întâi... Iancu Brezeanu. Știe cineva cine a fost Iancu Brezeanu? Actorul preferat al lui Ion Luca Caragiale. Auziți? Cam așa făcea și el, în Ion Nebunul. Care e un personaj din Năpasta, singura dramă a lui Caragiale. Bun, se acordă premiul întâi, Iancu Brezeanu, trupei de teatru AS. AS. AS? Din București, da. AS. 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 Ce vrei, Slavia? AS vrei eu, deci eu dau premiul, da. Mulțumim. Și aplauze! Aplauze! Bă, dar bă, ăla n-a mâncat. Yeah! E bine așa. Ție, ție. Bravo, bravo. Mulțumim. Prima Republică din Ploiești. Candianu. Bravo, mă. Bravo. Cât a ținut? Cât a ținut? Bravo, o zi. Ați tras de mine, am zis răspuns. Ia uite, mă, și marele premiu, mă, Ion Luca Caragiale, mă, trupa de teatru Arlechin. Deci... N-am auzit nimic încă o dată, ia. Aplaudați că dau mită. Eu o fac așa, să-i scol pe vecinii.